De aici, din Afganistan, aș dori să urez un sincer la mulți ani tuturor veteranilor de război în această zi specială, când sunt omagiați și cinstiți venerabilii ostași ai țării care au oferit de-a lungul timpului lecția demnității și a patriotismului, pentru că ei, veteranii de război, sunt cei care au demonstrat că iubirea de țară este cea mai nobilă virtute. Un astfel de model mi-a călăuzit pașii în viață și bunicul meu, Cantea Ion, care s-a alăturat armatei din ceruri, veteran în războiul din Crimeea, iar prin poveștile trăite cu suferință și cu durere, dar în același timp cu demnitate și onoare, mi-a insuflat spiritul celor care își servesc patria sub tricolor, fiind un recunoscător pentru exemplul de patriotism de care a dat dovadă în a doua conflagrație mondială. Păcuiești învierea și viața și ordinea dormiților, doctării noi și veterani de război, Hristoase, Dumnezeu nostru, și ție slavă înălțăm și cel de care de început al tău, Părinte, și prea Sfântului Bun de viață, Păcătorului tău, Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. La mulți ani tuturor veteranilor de război!